Motociclistul, un bărbat în vârstă de 49 de ani, plecase de la semaforul din Schei și se îndrepta înspre Brașov. Nu a apucat să meargă nici 200 de metri, că de pe o străduță lăturalnică a ieșit un autoturism al cărui conducător auto nu s-a asigurat sau a considerat că are timp să treacă. În acel moment, motociclistul a încercat să evite impactul cu mașina. A reușit să facă acest lucru, dar cu prețul rănirii sale grave. A culcat motocicleta și a fost aruncat pe asfalt și târât circa 120 de metri pe partea dreaptă. Martorii au sunat la numărul de urgență 112, iar la fața locului a ajuns un echipaj al serviciului de ambulanță județean, care i-a acordat primele îngrijiri medicale. Pentru că starea sa de sănătate era una gravă, având suspiciune de fractură la ambele mâini, a fost transportat direct la Spitalul Județean de Urgență. Polițiștii biroului rutier Câmpul Lung au deschis un dosar de cercetare penală pentru vătămare corporală din culpă, urmând să stabilească circumstanțele în care a avut loc incidentul și cine se face vinovat pentru producerea accidentului.